Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la paranteze deschise îl avem astăzi ca invitat pe domnul Ivan Eric Bloch. Este, după cum știți, președintele comunității evreiești din Lugoj. Domnia sa ne va vorbi astăzi despre un eveniment foarte important în viața comunității și în viața întregului Lugoj. Viața nu numai religioasă, ci și viața culturală a orașului. Sinagoga neologă, situată pe strada Cuza-Vodă, împlinește 175 de ani. Iată un venerabil imobil, un venerabil locaș de cult, care înseamnă centrul spiritualității evreiești din oraș. Domnule Ivan Eric Bloch, bine ați venit la emisiunea noastră și aș vrea să facem o mică incursiune în istoria sinagogii neologe din Lugoj. Deci, prima dată aș vrea să vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune și, în al doilea rând, să salut pe cetățenii orașului Lugoj și pe spectatorii și telespectatorii care ne ascultă și care au fost în sinagogă și au văzut concertele de acolo. Așa că o să începem, de fapt, cu, să zicem, javaierul din coroană, da, care este sinagoga din Lugoj și care, dacă o privim din afară, atunci credem că este o construcție extrem de sobră, de modestă și deci are de-a face cu spiritul adevărat evreiesc, care spune că nu contează ce este, cum arată lucrurile pe din afară, important, esențial, sunt lucrurile acelea care se petrec în interior. Adică, dacă facem o comparație între sinagogă și personalitatea unui evreu, lucrurile sunt asemănătoare. Nu atât de important este cum arată persoana respectivă, ci ce a făcut în viața lui, care este viața lui interioară și care sunt lucrurile bune și care sunt faptele bune pe care le-a făcut. Aceste lucruri contează și același lucru se întâmplă la sinagogă. Cei care au proiectat-o, au gândit-o și au executat-o, au avut în cap un lucru extrem de important și anume, important este cum arată sinagoga dinăuntru și cum arată ea, cum a fost ea gândită și făcută. Pentru acest lucru eu îndemn pe toți cei care n-au fost niciodată în sinagoga din Lugoj, pe toți spectatorii și cetățenii, să vină să o vadă, pentru că el reprezintă un monument în primul rând de cultură, un monument religios, dar și un monument care descrie, de fapt, istoria orașului Lugoj, care pentru toată lumea, noi avem o istorie de aproape 700 de ani, dintre care avem 202 ani de istorie austro-ungară și avem 100 de ani de Lugoj românesc în România Mare Unită. Și anul ăsta sunt, de ce mă aflu eu astăzi aici? Pentru că sunt o serie întreagă de sărbători extrem de importante, unele la nivel mondial, evreiesc și național. În acest an, statul Israel împlinește 70 de ani. Sărbătoarea a avut loc în luna mai și avem 70 de ani de Israel și avem, de fapt, o legătură între comunitatea evreilor din Lugoj și statul Israel și avem, de fapt, un alt eveniment, avem 100 de ani de la Marea Unire în care evreii români au participat. Mă refer la partea de Moldova și țara românească, au participat la unire și noi am venit din partea Transilvaniei să formăm România Mare. Am înțeles că și rabinul de Lugoj din acea perioadă a dat o declarație oficială de susținere a, exact, a României Mare, edificării România, statului România. Așa este. Așa este, 1918. Pentru că corect. Și mulțumesc pentru această observație. Oppenheimer? Oppenheimer, cred că da, unul dintre ei. Ceea ce e important e de subliniat aici că acel moment incredibil care s-a întâmplat acum 100 de ani este legat de faptul care evreii în cultura lor, în religia lor, spun că există o dualitate și anume dualitatea este că ei sunt cetățeni loiali ai țării în care, din care ei fac parte, iar în același timp, pentru ei, Israelul reprezintă acea
legătură cu istoria și cu religia noastră. De ce? Pentru că revenim la sinagogă. Toate sinagogile din lume îndeplinesc cel puțin două condiții esențiale. Una, să se afle la cel mult 500 de metri de albia unui râu, iar locul în care se află Sfinta Sfintelor, Aron Kodesh, în limba ebraică, se află cu fața, deci Aron Kodesh privește întotdeauna spre Ierusalim. Deci, evident că în religia noastră, înainte de a exista, înainte de diasporă, obligativitatea fiecărui evreu era o dată pe an să meargă pe jos până la templul din Ierusalim, care noi știm că au fost două temple și au fost dărâmate, și acum, de fapt, ne aflăm la câteva zile de la sărbătoarea și a unui post negru în care noi comemorăm Tisha B'Av, se numește sărbătoarea foarte tristă și de aceea este doliu negru, în care s-au dărâmat cele două temple. În primul templu și al doilea templu, în anul 70 era noastră, s-a dărâmat acel de al doilea templu. Și această legătură a evreilor din lumea întreagă cu Ierusalimul, cu Israelul acum și cu Palestina din trecut, face această dualitate. Cetățean al țării, responsabil, implicat în viața socială, doi, legătura cu Ierusalimul și cu locul de unde provine poporul evreu. Trebuie să vă mărturisesc că este foarte interesantă această paralelă pe care ați făcut-o și cele trei sărbători pe care eu nu le-am pus împreună, dar interesantă viziunea dumneavoastră, 70 de ani Israel, 100 de ani România după mare. Unificare, România mare, și 175 de ani sinagoga din Lugoj. Dar trebuie să precizăm pentru telespectatorii noștri, istoria acestui lăcaș de cult este mult mai veche. O primă sinagogă a fost ridicată în 1793. 1793 asta a fost un an care era anul unificării Lugojului. Lugojul român cu Lugojul german s-a unificat mai târziu. Erau două orașe separate. 1793-1795 a fost acest proces de unificare din rațiuni economice în primul rând. Și sinagoga a fost ridicată în partea germană a orașului, ca și astăzi, dar ea a ars la 1842. Trebuie să spunem că nu a fost un act criminal, ci a fost un incendiu devastator care a ras aproape tot orașul Lugoj. Exact. Și niciun lăcaș de cult n-a scăpat, deci a fost o catastrofă, un dezastru natural. Și m-a impresionat faptul că foarte repede, în 1843, în doar un an, comunitatea a reușit să se mobilizeze, să-și mobilizeze resursele și să ridice un edificiu care este și astăzi pe strada cu Zavodă. Da, de fapt, acum sunt câteva vești bune pentru noi toți și pentru istoria Lugojului, că în ultimii doi ani, împreună cu o asociație, o fundație americană, am lucrat împreună cu ei, am lucrat la redescoperirea arhivelor comunității evreiești. Și avem arhivele complete ale, asta e în premieră, avem arhivele complete ale secolului 20. Ele sunt doar clasificate, dar nu sunt încă trecute, puse, studiate. Dar ele sunt în curs de, ele sunt arhivate corect, pe ani, pe domenii, dar urmează să fie studiate și în acest moment știm foarte multe lucruri, pentru care câteva dintre ele o să le povestesc astăzi împreună și o să le punctăm în ceea ce privește istoria secolului 20 a evreilor din Lugoj și aceste lucruri, spre fericirea noastră, spre deosebire din multe alte părți ale României, Lugojul a fost ferit și actele și documentele secolului 20, mai ales în perioada cea mai întunecată a secolului 20, pe care o știm cu toții, perioada celui de-al doilea război mondial pentru evrei, avem de fapt acum o viziune și o evidență clară ce s-a întâmplat atunci și cum s-a întâmplat, dar rămâne să descoperim că e nevoie și o să studiem aceste documente, după care ne vom mai întâlni într-o emisiune când vom trage concluziile ce am aflat de acolo, pentru că ele sunt de fapt într-o formă brută și nu într-o formă, adică clasificate fără să fie trecute printr-un studiu aprofundat al arhivelor.
Îmi amintesc că mai de mult am fost la sediul comunității evreiești și am parcurs, dacă pot să spun așa, împreună cu domnul Iosif Zinger, secretarul comunității, am răsfoit câteva din acele registre foarte mari, ținute pe ani, cu o caligrafie impecabilă. Literele erau atât de frumoase, parcă erau litere de tipare, erau atât de egale și de frumos scrise și era o istorie a comunității. Nu mai știu pe ce ani, nu mă întrebați, probabil că nu era ceva complet. Dar pe mine m-a impresionat această grijă și această atenție pentru consemnarea faptului istoric. Și eu am mai spus un paradox. Comunitatea evrească și-a păstrat foarte bine arhivele și iată, acum, grație dumneavoastră și acestei fundații americane, au reușit să le redescopere, să redescopere acele nișe, acele spații albe care încă mai existau. De asemenea, comunitatea germană, într-o oarecare măsură, comunitatea maghiară. Din păcate, comunitatea românească nu prea a reușit să țină arhivele într-o stare bună. Și ar fi fost foarte frumos, mă refer, vă spun sincer, am avut surpriza să cer ziare românești din perioada nu antebelică, din perioada interbelică. Și nu am avut acces, în schimb, mi s-a oferit, iată, ziarul nemțesc. Sau, iată, ziarul maghiar. Și am zis, uite, domnule, s-au păstrat din perioada respectivă. Noi n-am știut să le păstrăm. Aici ar trebui să învățăm puțin. Da, și mai am încă o veste tot legată de asta, tot cu Judy Dawson de la Institutul din New York și care se ocupa, de fapt, tematica lor de cercetare era legată de acele comunități evreiești din Transilvania și din Bucovina, Transilvania, Banat și Bucovina, vorbitoare în afara limbii române de maghiară și germană. Asta era tema institutului din America care să studieze. Dar ceea ce am descoperit cu Julie Dawson, care este o femeie calificată ca muzeograf și cunoscută și pe plan internațional ca un specialist în descoperire, a descoperirea unor lucruri, însă a lucrat foarte bine cu arhivele de la Timișoara și noi avem acum arhivele de la Timișoara. Știm că primii evrei care au fost în Lugoj sunt mai devreme decât au fost consemnate în cartea lui domnul profesor și muzicolog Schwager. Știm că avem registre de naștere de la 1760. Deci deja de la 1760 și avem copii ale acestor în arhive și începând cu anul acesta există, pot fi accesate și de persoane fizice, adică dacă cineva nu trebuie neapărat prin instituție, dacă o persoană prezintă documente și prezintă extrasul din acele registre, își poate afla actele de naștere, poate rechema și poate contra unei taxe la arhivele din Timișoara. Pentru noi este o veste incredibilă. Avem tot opisul. Avem o singură perioadă, sfârșitul secolului al XIX-lea și secolul al XX-lea în care nu avem, dar restul, toată perioada este acoperită cu toți evreii care s-au născut în Lugoj. Deci asta este un lucru minunat și avem referințe la Arhivele Naționale Timișoara. Da, cartea de care vorbeați, trebuie să spunem pentru telespectatorii noștri, se numește Evreitatea la Lugoj, a apărut în anul 2001, dacă nu mă înșel, la editura Dace Europa Nova din Lugoj. Este bine că a apărut la editură lugojană. Lucrarea domnului Schwager, care, așa cum spuneați, a fost un compozitor și muzicolog lugojan, este o lucrare care ar fi putut să fie mult mai mare, însă domnul Schwager a scris-o cu puțin timp înaintea trecerii în eternitate, ca să spun așa, și sunt convins că el ar fi scris mult mai mult, dar el a dorit să o facă și să o încheie ca să fie gata și ne-a lăsat totuși, cum spun americanii, o legacy, o moștenire foarte importantă. Până la urmă este o carte comprimată, dar de la fiecare nume, de la fiecare rând, de la fiecare articol se poate porni și se poate extinde tema. Absolut, absolut. Sunt, da. Despre comunitatea evrească aș vrea să vorbim, pentru că spuneam că sinagoga este centrul acesteia, sinagoga care, repet, împlinește 175 de ani în acest an. De fapt, a împlinit, pentru că a fost inaugurată în luna mai, nu? Așa, în mai 1843.
Și această sinagogă este centrul unei comunități care de-a lungul timpului a variat numeric. Ea însă a fost o comunitate foarte importantă din punct de vedere spiritual, cultural și economic. La un moment dat, aici cifrele diferă, ponderea populației evreiești era în jur de între 11 și 12,6%. Undeva la 1910-1912. Sământ maghiar 1905, 1910, da. Deci acum... La Belle Époque. Da, la Belle Époque. Deci ceea ce vreau să subliniez... Despre comunitate vreau despre să comunitate și despre comunitate vorbim, de fapt... ceea ce comunitatea evreilor din Lugoj de-a lungul acestor aproape 300-250 de ani este un lucru incredibil, este că și-a păstrat identitatea și și-a păstrat acel suflu extrem de puternic în raport cu religia și în raport cu cunoașterea și în raport cu modul în care evreii au participat la dezvoltarea economică și socială a orașului Lugoj. Deci ei au creat de fapt un spațiu propice de dezvoltare a unei societăți incredibil de dezvoltate. Dacă priviți pozele unei librării sau a unui magazin de cărți la începutul secolului 20, există în arhive, pozele sunt, cum să spun, cutremurătoare, că acum 100 și ceva de ani se existe această formă incredibilă, formă și conținut, formă cum erau îmbrăcate vânzătoarele și cum arăta amenajarea magazinului în gândirea respectivă. Deci primul vârf pe care l-a atins comunitatea evreilor din Lugoj este în la Belle Époque, în anul 1900, și de fapt noi mai avem încă un eveniment tot foarte important acum, pentru că în 1903 și avem 115 ani, că da, nu întâmplător am venit ajungeam eu, aici, ajungeam da, și la 1903, se trebuie da. În 1903 interiorul sinagogii este refăcut, redecorat, are loc de fapt o serie întreagă de lucruri cu privire la clădirea sinagogii. Și la accesul în clădire. Și la accesul în clădire. Deci modificarea accesului în clădire modern. Și în anul 1903 avem acum confirmarea din toate părțile cu privire la orgă. Prietenul meu, președintele comunității evreilor din Seged, cu care ne cunoaștem de 20 de ani, 25 de ani, acum anul trecut am fost la un eveniment la Seged, și am stat cu el de vorbă și ne-am confirmat datele. Orga din Lugoj este cea care orga construită de constructorul Wegenstein la Lugoj. O orgă nu de stoc, ci o orgă construită pentru sinagogă. Este unicat. Este o orgă unicat construită pentru spațiul respectiv. Trecută în catalogul firmei ca 840. Și acum vreau să spun povestea cu Seged. Seged, care deține una din cele mai mari sinagogi din Europa, care are o orgă Wegenstein și care a fost construită în momentul când ei au încheiat construcția orgii s-au apucat să o construiască, care e cam de 5-7 ori mai mare decât a noastră, dar sunt orgi surori. Deci vedeți ce important în Imperiu, în acea vreme, evreitatea era conectată. Interconectată ca evreitatea din Imperiul Austro-Ungar. Și construcția acolo demonstrează, de fapt, un fel de continuitate și un credo al comunității neologe de a folosi orgile în procesul religios, în desfășurarea cultului și în sinagogă. Și prietenul meu spunea că inaugurarea s-a făcut tot în 1903, la sfârșitul anului 1903. Așa că închipuiți-vă că avem o interconectare a unei lumi de secol 20, început de secol 20, care a făcut ca aceste lăcașe de cult să fie, cum să spun, astăzi perle ale unor vremuri trecute și care ele acum sunt puse în lumină peste tot în partea asta din Europa, pentru motivul că ele sunt de fapt ultimele pe teritoriul european. Deci noi avem în acest moment niște valori de nivel european
Și în această conjunctură, gândiți-vă că în 2021 Timișoara este capitală culturală europeană, Novi Sadu este capitală culturală europeană, iar în două orașe mici, la Subotița și la Lugoj, există fiecare niște sinagogi minunate care trebuie văzute și ele fac parte din patrimoniu universal. Nu sunt numai ale comunității evreiești din Lugoj, ci sunt patrimoniu universal european, pentru că ele reprezintă acele lăcașe de cult unice pentru neologi doar în această parte a lumii. Nu mai există niciunde altundeva de acest gen decât în partea aceasta și, bineînțeles, evreii care au fugit înainte de al doilea război și după al doilea în Statele Unite, în America de Sud. Altundeva nu există. Da. Deci aceste sinagogi de tip neolog. Iar cele din Germania au fost toate distruse în timpul de celui de-al doilea război. Nu există niciuna. Deci noi deținem un patrimoniu în această parte a Europei, chiar să zicem despre Banat. Banat sârbesc, Banat unguresc și Banat românesc dețin o pleiadă de orgi care demonstrează europenitatea, legăturile universale pe care le are cu Europa, această parte din lume. Și de fiecare dată când ne vizitează sinagoga, le arăt că noi, această parte din lume, facem parte din Europa de la 1716. Da, eu v-am urmărit cu mare atenție și nu am intervenit pentru că am subliniat așa cu un fel de marker imaginar două idei pe care dumneavoastră le-ați spus și pe care eu doresc să le interconectăm. A spus foarte frumos, o comunitate care și-a păstrat identitatea până astăzi, ceea ce este absolut remarcabil. Pe de altă parte, această deschidere. Și vreau să le spun telespectatorilor noștri, poate că știu sau nu știu, în anul 1903, când a fost inaugurată această orgă Wegenstein, în jurul ei s-a înfilipat un mic cor, un cor care a devenit după aceea tot mai important, dar atenție, un cor în care nu cântau numai evrei, cântau și neevrei. Din când în când au fost chiar neevrei celebri, precum marele nostru tenor Traian Grozăvescu, care a cântat în acest cor. Și iată, vedeți, este interesant ceea ce a spus dumneavoastră, că v-am ascultat cu mare atenție și, deci, pe de o parte, ți-ai păstrat această identitate, pe de altă parte a arătat o deschidere și a invitat și oameni care au venit din afara comunității și care au înnobilat prin acordurile muzicale acest locaș de cult. Aș mai vrea să vă mai spun ceva. Iată, cum sunt unite toate aceste orașe și cum unim toate cultele. Orgiile sunt niște instrumente majestoase și niște instrumente care, eu zic, aduc fală, cum zice bănățeanul, orașelor, municipalităților unde ele funcționează. La Lugoj avem patru orgi. Una dintre ele nu este funcțională, am mai discutat despre asta, este la Biserica Luterană, dar avem la Biserica Evanghelică. Așa, luterană evanghelică, nu evanghelică, evanghelică, de da, fapt, da. Dar ei sunt și... Ea evanghelică, îi spune. Evanghelică, da. Îi spune. A, așa. Iar celelalte trei sunt Orga Wegenstein de la Sinagoga Neologă din Lugoj 1903, Orga Wegenstein de la Biserica Reformată de pe Malul Timișului 1913 și Orga de la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime, un Wegenstein adus în 1925 și înlocuind vechea orgă de acolo, dar la ora actuală cele trei orgi funcționale ale Lugojului sunt produse de acest manufacturier de orgi și de armoniu, cum se spunea pe vremuri, Carl Leopold Wegenstein, venit din Augsburg, stabilit la Timișoara. Și de ce spun că este și unul cu defală pentru oraș? Vreau să dau un mic amănunt. În anul 1896, Wegenstein mobilează, dotează domul catolic din Timișoara cu o orgă, care poartă numele, bineînțeles, Wegenstein. În același timp, în același an, 1986, această orgă obține locul întâi la expoziția mondială de la Budapesta. Deci, avem un instrument produs de un producător de orgi.
Putem să-i spunem numele acum la televizor, că nu mai este de mult atelierul respectiv, dar m-a bucurat acest lucru. Adică, iată, tot așa, legăm punctele între ele. Așa, plectez ceva cu important. Noi în partea a doua să povestim despre un concert, dar vreau să fac o legătură în acest an cu prietenul nostru și concetățeanul nostru, și el a făcut școală la Lugoș, Franz Metz. Am participat la mai multe prezentări și lansări cu privire la orgiile din Banat. Inclusiv în Banatul Sârbesc. Și de fapt, acolo există în acea operă a lui Franz, care aproape de 40 de ani lucrează la ea, el termină, de fapt, o carte, cartea vieții lui, și anume istoria orgiilor din Banat. E aproape gata cartea, urmează să o lanseze, dar în acest an și în anul trecut a parcurs aproape jumătate de Europa cu o expoziție itinerantă a orgiilor din Banat, cu roll-up-uri, adică cu din acestea bannere care se deschid, se numesc roll-up-uri, cu prezentarea fiecărei orgi. Și avem din Banat, în această expoziție, există trei orgi. Este orga de la sinagoga din Lugoș, orga de la sinagoga din Caransebeș, care este o orgă d'angle, a noastră este Wegenstein, și o orgă la sinagoga din Arad, care este construită, deci fiecare au altă dată de construcție. Cea mai veche este cea din Arad, construită în 1860 aproximativ, chiar data nu, pe precis nu o știu, dar vreau să spun că este tot o orgă d'angle și un alt constructor de orgi. Și în această expoziție sunt trei roll-up-uri care privesc cele trei sinagogi din Banat, și de fapt ele fac parte din singurele orgi existente în biserici, în sinagogile din România, doar în trei localități, Lugoș, Caransebeș și Arad, funcționale. Nici unde altundeva nu mai există. Din nefericire, orga din Timișoara este nefuncțională, nimic nu mai există și nici nu există niciun interes pentru reconstruirea lor. Deci rămân aceste trei orgi, cele mai importante, care duc mai departe spiritul neolog și duc mai departe acest mesaj în timp, care spune că există în acele vremuri, toate cultele au avut foarte multe puncte de tangență și numai de intersecție, și ele au trăit o viață normală, interreligioasă, extrem de activă. Până în 1935. Și acestea sunt lucruri, da, până în 1935, când climatul a devenit din ce în ce mai sumbru, autoritarismul și-a făcut loc, devenind după aceea dictatură, cu toate urmările pe care le știm. Cei care se gândesc că poate domnul Bloch spune niște lucruri frumoase, trebuie să le spun că ar trebui să meargă la sinagogă și să vadă doar atâta, să vadă afișele care sunt puse acolo în holul instituției, și sunt afișe care vorbesc, într o istorie vie, și care vorbesc efectiv despre aceste concerte care erau făcute împreună cu celelalte culte din Lugoș, cu invitarea reciprocă a oficialităților, a întâi stătătorilor bisericilor și așa mai departe. Deci a fost această comuniune. Bun. Eu am mers așa puțin pe ani și facem o scurtă recapitulare. Vorbim despre Sinagoga 175, este prima parte a emisiunii noastre, Sinagoga 175 de ani. 1793, prima sinagogă a ars, 1842, anul incendiului, 1843, refacerea acesteia, 1903, această sinagogă este restaurată, este dotată cu o orgă, intrarea principală de la stradă este anulată și se fac intrări separate prin lateralele clădirii. 1945, un moment trist, în septembrie, ultimul concert care a avut loc la sinagogă. Și de atunci nu s-a mai auzit vocea orgii, și iată, în anul 2015, ce interesant, 60 de ani, cum s-au potrivit lucrurile, cum le-ați potrivit și dumneavoastră, domnule Bloch, că știu că ați avut un rol determinant, dar în fine, sunteți factorii aceia care face să meargă istoria, să se învârtă roata. Și în 2015, din nou, sinagoga prin orga Wegenstein și-a regăsit vocea, așa, regăsit glasul. Și din acel moment
s-a și deschis către Lugojeni, care a putut să vadă cel puțin trei concerte, a putut să asiste la cel puțin trei concerte de mare valoare pe an. O promisiune, încă o promisiune respectată. Ați avut promisiunea că veți face orga, ați făcut-o și această promisiune cu cel puțin, că a fost și mai multe în alți ani, cel puțin trei concerte de valoare cu artiști importanți, apreciați pe plan național și internațional. Așa să spun câte ceva. Da? Foarte important. Deci, acest spațiu sacru care este sinagoga și care în cultul neolog vocea cantorului, pentru că aici vine explicația de ce evreii au devenit neologi în Europa Centrală. Pentru că Imperiul Austro-Ungar, în care existau cel puțin peste 40 de etnii și a condus foarte interesant acest demers cu privire la înțelegerea dintre toate aceste majorități și minorități. Și atunci acea parte a poporului evreu care se afla în Europa Centrală a decis, de fapt, ca să se apropie mai mult de cultele tradiționale, de Biserica Catolică, de Biserica Evanghelică, și pentru că trăiau acolo, și pentru că, așa cum spunea Cioran, spunea că de evrei e extrem de mare nevoie, pentru că ei reprezintă fermentul, ei sunt cei purtătorii de nou în formarea burgheziei și a lumii noi. Fără de ei nu există. Sunt un ferment, clar. Acest lucru a făcut ca evrei să dorească neapărat să aibă un mod prin care ei își prezentau cultul asemănător bisericilor tradiționale. De aceea, în cultul ortodox evreu, nu există orgă, nu există voce feminină, nu există cantor. Există doar în cultul neolog. Deci, în Israel, toată populația, în proporție de 95%, sunt evrei. Deci, tot ce se întâmplă la nivel statal este ortodox. Excepțiile sunt. În schimb, dacă mergem în America, 95% din americani sunt ca noi, evrei americani. Deci că ei au transpus, ei au plecat după al doilea război mondial și au în majoritate 95% sinagogi neologe. Dar ce s-a întâmplat cu evreii plecați de aici? Au trecut la ortodoxism? Pentru nu, că nu au trecut la ortodoxism, nu trebuie neapărat să treacă, pentru că aici vreau să subliniez, cu toată forma pe care noi am schimbat-o în mod radical, tot cultul în esența lui și credința lui a fost cu respectarea tuturor perceptelor și ale scrierii a Torei s-a respectat. Citirea din Tora, modul în care se desfășura toate marile sărbători sunt identice. N-a fost niciun fel de concesie. Concesia a fost la nivelul formei și nu a conținutului. Adică ca acele două, aceste entități, aceste etnii să se înțeleagă mai bine, au ajuns la aceeași formă, dar nu și neapărat la chestia asta. Acum, acei care au plecat în Israel atunci, ei n-au simțit nimic. Doar atât, când se duceau acolo, femeile nu puteau să... Nu era cor, nu era cantor și o anumite părți doar din serviciul divin conțineau muzică. Dar muzica în discursul muzical din sinagogile neologe era foarte bine fundamentat și teoretic și practic, existând cărți cu cote, cu cum se cântă serviciul religios de marile sărbători în cultul neolog. Dar citirea din Biblie și citirea pericopelor este aceeași, toate perceptele cu privire la modul în care se ține posturile, marile sărbători, toate rămân neschimbate. Așa că ei n-au schimbat o lume, au schimbat doar o formă. Când au ajuns în Israel, au schimbat forma. Da? Eu vă pun acum câteva întrebări pe care le-am primit sau pe care le-am cules din oraș. Ce întreabă lumea? De ce nu se mai țin slujbe la sinagogă? Da, răspunsul este clar. Nu ține... Noi am mai tratat asta, dar nu răspundem pe respectatorul. Răspundem foarte clar. Da. Sunt niște percepte universal valabile și cel mai important percept este aceea
că atunci când evreitatea, trăind aproape de 2000 de ani, odată după dărâmarea de al doilea templu, ei s-au despărțit în toată lumea, există aceste percepții, nu numai de atunci, dar încă din scrierile noastre, din învățăturile noastre, spune că o comunitate, ca să se poată ruga, are în mod absolut necesar 10 bărbați. 10 bărbați care să participe la serviciu divin săptămânal și 10 bărbați la orice mare, cele 6-7 mari sărbători despre care am vorbit, în alte emisiuni, și clar, trebuie să existe 10 bărbați. Ceea ce noi nu avem este că comunitatea se micșorează și numărul bărbaților deplasabili devine din ce în ce mai mic. Problema noastră cea mai complicată este că nu putem face rugăciuni în sinagogă, pentru că toate sinagogile construite aveau pe principiul următor. Ele sunt fără încălzire, fără, așa s-au construit, și ele nu pot fi folosite începând de fapt, haideți să spunem un termen doar calendaristic, pentru că el are, de fapt, după ce se încheie noul an evreiesc, după aceea devine din ce în ce mai complicat, și în România e foarte clar aici delimitarea că după 15 octombrie practic vine frigul. Da, am mai primit o întrebare. Și răspunsul era acela, da? Neavând cei 10 oameni, da, nu ne rugăm, da, în sinagogă, pe de o parte când nu avem 10 oameni, iar iarna când ne rugăm, în anumite sărbători, avem Hanuka și avem primăvara Purim, se ține într-o sală de rugăciune care este încălzită, pentru care este suficientă, are 20 de locuri pentru cei 20-25 de evrei care vin la rugăciune, dar nu în sinagogă, că nu se poate. Ceea ce noi facem rugăciuni doar pe perioada de vară și atunci când îndeplinim condiția să existe 10 evrei. Am înțeles. Stimați profesori, facem o mică pauză pentru că timpul a trecut foarte repede. În partea a doua a emisiunii vom vorbi despre evenimente culturale, despre concerte interesante care vor fi organizate în acest an de către comunitatea evreilor din Lugoj la sinagogă. Vă invităm cu drag. Așadar, rămâneți conectați cu TNTV pentru partea a doua a emisiunii. O scurtă pauză publicitară și revenim. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, emisiunea noastră Paranteze Deschise, invitat domnul Ivan Eric Bloch. După cum știți, este președintele comunității evreiești din Lugoj. În prima parte a emisiunii am vorbit despre aniversarea 175 de ani de la edificarea sinagogii neologe din orașul nostru. În partea a doua vom vorbi despre concertele și acțiunile culturale care s-au derulat și se derulează în continuare la sinagogă. Toate aceste activități, de altfel, sunt subsumate aniversării 175 de ani sinagoga neologă. Dar așa cum am încheiat prima parte a emisiunii, voi începe și partea a doua cu o întrebare care mi s-a pus din partea lugojenilor. Noi am mai răspuns în cadrul emisiunilor noastre, dar e bine să mai răspundem și ca toată lumea să știe, folosim și acest mijloc de comunicare. Am fost întrebat care este ținuta de acces la evenimentele culturale în oraș, dacă bărbații sau femeile trebuie să respecte anumite reguli la intrarea în sinagogă. Corect. Vestimentare. Vestimentare. De ceea ce este corect, de fapt, există în acest moment în gândirea comunităților evreiești din România cu privire la activitatea concertistică. Așa cum știți, există, da, o discuție în comunități cu privire dacă este da sau nu. Mă vă dau un exemplu, pentru că eu fac parte și ca invitat la ședințele Comitetului Director pe România, adică un fel de membru supleant, cum se zice, fac parte și particip la discuții. Și discuția este următoarea, că comunitatea evrească din România a introdus în circuitul concertistic din București și din România, pentru că cea mai mare sinagogi, una dintre cele mai mari sinagogi, este Templul Coral din strada Sfânta Vineri, a introdus-o în circuitul
Da, și acolo se țin concert, da? Și vreau să explic cum s-a făcut. S-au făcut modificări interioare în Sinagoga Mare, tot din motive pe care le avem și noi la Lugoș, sunt identice, astfel încât o comisie a venit și a verificat ca începând cu anul 2000, cu următorul festival Enescu, să fie și un eveniment susținut în sinagoga în templul colar din București. Frumos. Iar acest concept de deschidere se regăsește și în sinagoga din Lugoș, și anume eu aș ruga pe toți cei care vin la concert să nu folosească niciodată intrarea clasică pentru sinagogă, ci să folosească intrarea întotdeauna cea care vine, cea care este calea de acces către școala Haru, fosta școală evreiască, și pe calea aceea de acces noi considerăm... Cum ar fi pe partea dreaptă, cum privești da, fața, pe partea dreaptă, în acel acces, în conceptul pe care noi l-am făcut, cum să spun, am făcut o concesie. În sensul că nu îi obligăm pe toți cei care vin la concert să poarte kipa. Da? Este un lucru în continuare în discuție. E un semn de respect acum. E un semn de respect. Gazdă. Și atunci noi ne-am gândit acum ca să punem, au fost mici inadvertențe și întrebarea este extrem de justificată, pentru că noi considerăm că vom pune la dispoziția doritorilor, că nu dintre ei, ca să poarte echipe, că avem suficiente, în acest moment avem o viziune și eu cred că este opțională doar în concert. Doar în seara concertului este opțională. Nu este o excepție de la regulă de 3 ori pe an în care nu toată lumea care intră în sinagogă poate. Dar reținuta decentă, nu? O situație absolut decentă. Bineînțeles da, că nu sunt niciun fel de limită. Eu nu pot să vin în pantaloni scurți. Bineînțeles. Deci asta nu discutăm da. Și cu da. Super mini-jup. Nu absolut, se poate. Asta da. E clar că nu. E o da. Chestie de bun simț. Bun, am făcut cumva o prefață la următorul capitol al emisiunii noastre și este un capitol foarte interesant. Au fost până acum două concerte la sinagoga din Lugoj. Invitați au fost Iulia Moldovan, harpă și orgă, Iulia Semenova, o violonistă de la Hamburg, filarmonica din Hamburg, care a venit pentru a doua oară la sinagoga din Lugoj, alături de Sorin Dogariu din Timișoara, care a cântat la pian și orgă. Vom vorbi și despre acestea, însă aș vrea să facem o proiecție a viitorului eveniment care îl aduce la Lugoj, îl readuce la Lugoj pe marele organist Franz Metz. Franz Metz este un fiu al Lugojului stabilit în Germania. Mai multe ne va spune domnul Bloch. Vă rog. Aș vrea doar 20 de secunde sau ceva mai mult de atâta să vorbim despre faptul că în acea construcție din 1903 cu toate amenajările interioare, cel mai important punct pe care aceia care au gândit decorația, pentru că știți că scaunele și artefactele în interiorul unui spațiu acustic lucrează împreună cu întregul spațiu. Deci în această construcție de sinagogă neologă, cu punctul central în locul în care cantorul și rabinul se roagă în acel podium, și pe podium există acea masă, să zicem în ghilimele, pe care stă, pe care se pune Tora, da? Acolo este punctul cel mai bun din punct de vedere acustic. Și de aceea, pe lângă orgă, noi am organizat concertele în acel spațiu, și pentru că această sacralitate care există și care a fost gândită de constructorii celebri de sinagogi, este ca punctul acela redă vocea atât de natural, exact în orice punct al sinagogei auzi același sunet. Deci putem spune că această sinagogă a fost construită și gândită ca spațiu acustic de acei constructori și ea reprezintă, eu cred că, în acest moment cert, nu e o chestie subiectivă, locul pentru muzică de cameră, nu discutăm despre muzică de orgă, discutăm despre muzică cel mai bun pe care îl avem în acest moment în Lugoj, și va fi foarte greu de produs unul mai bun. Da, acustica este excelentă și eu am participat la vreo 7-8 concerte și pot să confirm acest lucru. Ați mai făcut niște observații interesante despre
temperatura și umiditatea la care funcționează în mod optim organa asta. Sigur, noi avem de-a face cu o construcție. De ce? Orga asta mai este importantă și din alt punct de vedere. Astăzi aceste orgi nu există decât orgi istorice. Ea este o orgă construită, o numită orgă pneumatică, după sistemul în care se deschid și se închid fluierele, da, și clapetele, evident, și asta face această orgă de tip pneumatic, este extrem de sensibilă la temperaturi. Deci nu suferă temperaturi mai înalte de o anumită, deci noi știm sigur că mai mult de 25 de grade e pericol și mai puțin de 19 grade e catastrofă. Așa că, pentru practic, orgă. Pentru orgă. Deci nu poate cânta. Părți din orgă nu funcționează. Și umiditatea? Iar umiditatea este al doilea factor, pentru că ea îi place să aibă o umiditate relativă la limita între normal și umed. Acea umiditate care creează optimalitatea, astfel încât pâsla care e folosită în construcția închiderii clapelor să nu fie nici foarte umedă, dar nici foarte uscată. Sau dacă e foarte uscată, nu merge cum trebuie, dar nici dacă e foarte umedă, nu merge. Da, așa iată că... câți parametri exact. Concură la un concert și reușit. Și acum revin că m-a spus întrebarea și adresez invitație tuturor iubitorilor de muzică din Lugoj și nu numai, pentru concertul care vine. El se încadrează, de fapt, într-un turneu. Și vreau să spun că acest concert este un cadou oferit comunității din Lugoj. Și alegerea pe care a făcut-o Franț se datorește unor factori obiectivi și unor factori subiectivi. Factorul subiectiv sunt eu, pentru că în acest an am avut o relație extrem de apropiată și am fost la toate evenimentele pe care Franț l-a ținut în spațiu bănățean. Am fost la Timișoara, am fost peste tot unde a prezentat cărțile și expozițiile și de fiecare dată l-am implorat că atunci când poate să vină, că au trecut 3 ani, și să vină să cânte la Lugoj. Asta este. Când va fi concertul? Data, da, ora? Păi aici este fericirea noastră că se apropie. 2 august, sâmbătă, nu e nimic întâmplător, l-am rugat după ieșirea din șabat, la ora 20.30. Deci, sâmbătă, 4 august, ora 20.30, la sinagogă. Da, 4 august. 4 august. Da. 20.30, ora de începere. Sâmbătă, 4 august. Da? Ne aflăm la aproximativ 10 zile înainte de concertul lui 11. Cine va fi? Ceea ce este acum important, trebuie să vă spun că acum în urma corespondenței pe care am purtat-o și am aici programul și am spus domnului Ghinea că programul este complex și totul este rezolvat, totul, suntem în toți parametrii, urmează un singur amănunt, vin cei care au restaurat orga să acordeze orga cu o zi înainte de concert. Deci în data de 3 dimineața am stabilit cu ei o înțelegere ca să sâmbătă dimineața, chiar că dacă este șabat, să vină să acordeze orga pentru concertul de seară. Sau vineri. Acum nu știu când vor veni, că ei au zis că... important este că, ce am vrut să vă spun, al doilea factor care e unul de natură obiectivă, spațiul care sună cel mai bine acustic și aici trebuie să spun prietenilor de la și coreligionarilor de la Biserica Reformată că și ei au un spațiu foarte bun pentru orgi și un spațiu care reprezintă o alternativă foarte importantă pentru concerte și mă bucur că Părinte Legal el și el deschis la acest lucru, da. Și suntem o mulțime, ne manifestăm ecumenic foarte puternic în Lugoj. Lugoj este un spațiu ecumenic puternic. Asta pot să vă garantez, că ne întâlnim cel puțin o dată pe lună toate cultele din Lugoj și comunicăm, avem WhatsApp, avem toate mijloacele de comunicare care fac ca această comuniune să fie una de nivel ecumenic și poate fi un model și nu întâmplător a primit distinția Uniunii Europene pentru ecumenism la Lugoj. Este un spațiu binecuvântat pentru că are o istorie de câteva sute de ani în acest mod de comunicare între spațiile și între cultele în Lugoj. Da, și concertele au succes pentru că la manifestarea cea mai recentă, cea cu Iulia Semenova, violonist, așa cum spuneam, harpistă. Iulia Semenova, violonistă, Filarmonica din Hamburg, Germania,
cu școală în România, artistă desăvârșită, acompaniată la pian și orgă de timișoreanul prietenul nostru Sorin Dogariu, universitar. E bine, la acest concert care s-a desfășurat pe ploaie și într-o zi care era foarte mohorâtă, foarte, au fost mult mai mulți oameni decât v-ați așteptat și dumneavoastră, numărul de 80 de invitații, program, s-au dus foarte repede. Sala de partea de jos a fost ocupată aproape în totalitate și asta este un lucru, asta este un lucru foarte bun. Că deja concertele acestea au intrat în conștiința întregii comunități lugojene. Revenim la momentul Umeț. Pentru că este un moment extrem de important și am spus că acest face parte dintr-un turneu în care el participă într-o serie întreagă de biserici din Banat, în primul rând ca o încununare a unui an și ceva a lui Franz Metz cu privire la istoria orgilor din Banat. Și întâmplarea este că această alegere, de-aia am spus și subiectiv și obiectivă, este faptul că el a dorit ca și într-o sinagogă să cânte pe orgă Wegenstein. Și asta a făcut alegerea să fie sinagoga din Lugo și cei 175 de ani. Deci aceste două evenimente au făcut, pentru că Franța a mai cântat și la Biserica Catolică. Și da, mi-am amintesc, da. Da, și pentru că tatăl lui a fost ministrant acolo și a fost... făcut parte din Biserica Catolică, în acest în acest spațiu a decis, în acest concert, turneu, a decis de fapt să vină la Lugoj în sinagogă. Asta da, este. Și este un lucru interesant pentru că de-a lungul timpului la sinagogă au cântat organiști, au cântat și pianiști și din sală s-a simțit o diferență. Am vorbit cu domnul Sorin Dogaru și l-am întrebat. Acum a cântat și pe pian, cântat și pe orgă. Ia spuneți-mi, cum e? Și zice, domnule, sunt două lucruri diferite. Orga are un alt ritm. Noi, pianiștii, suntem obișnuiți să alergăm. Iar orga îți impune, parcă... Nu știu, mie mi se pare și o altă ținută așa când stai pe scaunul ăla, stai cu o coloană dreaptă, e cumva mai amplu, mai solemn și, într-adevăr, pianul alergă mai repede. Este această diferență. E bine, domnul Meț este chiar un organist de valoare și eu mi-am amintesc și alții care au fost aici din Germania, domnul Martin Mayer, venind de la Iena, iarăși așa, prin relațiile dumneavoastră foarte bune, cu Iena. Deci toate lucrurile astea s-au legat. Mi se pare că atunci a marcat și parteneriatul nostru european cu orașul german, înfrățit. Sigur. Da. Aș vrea să revin puțin la concert și să vă spun că Franz de astă dată în acest turneu, care este de finanțat de fapt de două entități mari, pe de-o parte Sud-Est Europa, cel care finanțează și cărțile lui, și Asociația Șvabilor din Banat. Șvabilor din Banat, da. Da, sunt două, ele sunt, intrarea este liberă, deci există, contribuția este benevolă. Așa scrie în program și noi ne raliem la acest lucru. Noi oferim spațiu acesta cu ocazia seriilor de concerte pentru 175 de ani de la inaugurarea sinagogii din Lugoj. Concertul este foarte frumos pentru că pe lângă Franz mai are încă doi mari artiști. Amândoi bazați în Banat, născuți în Banat și foarte, foarte importanți pentru cultura muzicală bănățeană. Este vorba despre Alexandra Guțu, violoncelistă, o mare personalitate, un artist desăvârșit la vârsta, cum să spun, la vârsta maturității artistice, evident. Foarte apreciată și în Italia. Și peste tot și cu o activitate concertistică incredibilă. În anii 70, când trăiam în Timișoara, atunci n-am lipsit la niciun concert al Alexandrei Guțu, care era o femeie și un artist desăvârșit. Și ne-a făcut deosebită plăcere. Și ca să fie și mai în plus, îl avem pe Walter... pe Wilfried Michel, bariton, născut la Timișoara, a studiat la Universitatea de Muzică din München, scenografie de operă și pedagogie muzicală.
a activat ca solist la opera de stat din München. Deci cred că e suficient să vedem câteva de fapt, esențiale. Da, ca să ne aflăm de fapt într-un cor universal muzical și că Lugojul face parte integrantă dintr-o suită de concerte de nivel european. Deci aici trebuie să ținem cont că niciodată, în niciun moment, nu am renunțat la acele standarde de înaltă calitate. Este poate cel mai important lucru care îl vom continua și în viitor, aceea de a nu coborî niciodată ștacheta, de a ține concerte de valoare universală și care se încadrează în conceptul muzicii europene, evreiești și universale. Da, așadar, sâmbătă, la ora 20:30, vom avea un concert excepțional. Acest concert care va fi susținut de maestrul Franz Metz, organist de renume din Germania, originar din Lugoj, la Sinagoga Neologă, alături de invitați de excepție, doamna Guțu, pe care chiar am auzit-o și eu în niște concerte deosebite la Timișoara, la Sala Barocă a Muzeului de Arte a fost la un moment dat un concert excepțional și cu acest domn care, Michel, care va veni originar din Timișoara, care va veni și el să adauge vocea sa deosebită unei serii care, în mod sigur, va fi foarte, foarte reușite. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ivan Broc, pentru prezență. Ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar le lăsăm pe altă dată. Sunteți și un membru marcant al Rotary Club. Ați condus Rotary Club România, Republica Moldova, districtul 2241. Mult timp și știu că sunteți implicat mereu, sunteți alături de Rotarian. Dar sigur, acum, în acest moment, focusul meu ca Rotarian și ca președinte al comunității este comunitatea din Lugoj și în clubul Rotary Lugoj există o atmosferă excelentă și eu cred că noi participăm ca și cetățeni implicați în buna funcționare a comunității lugojene. Pentru că Lugojul este orașul nostru de suflet și îl iubim și îl respectăm în egală măsură și încercăm în continuare să-i dăm o valoare europeană. Pentru că drumurile sunt aici, avem tot ce ne trebuie, avem... Problema este că trebuie să vrem și să vrem tare. Da, acel ferment de care vorbeați, am reținut această dorință și acceptarea schimbării. Foarte important. Fermentul acesta care, de fapt, v-a dus la un moment dat și la înființarea, pentru că nu asta este cel care ați înființat Rotary Club la Lugoj. Printre altele, iată, stimați telespectatori, o emisiune în care am dorit să vorbim foarte mult, să dezvăluim cât mai multe lucruri interesante din istoria comunității, din istoria bogată a sinagogii, care împlinește 175 de ani, dar să vă aducem și în actualitatea culturală a Lugojului prin această invitație, da? Sâmbătă, în 4 august, sunteți invitați la Sinagoga Neologă din Lugoj, ora 20:40, un concert deosebit, Franz Metz, Sandra Guțu și invitații lor, veți vedea un concert deosebit. Ora 20:30. 20:30. Da, exact. 20:30. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, mulțumesc invitatului meu pentru participare, la revedere pe săptămâna viitoare, în același loc, la aceeași oră, la paranteze deschise.